speriat, sunt tot eu. Am vrut să încerc o culoare nouă de ruj. În mod normal, eu nu port așa ceva pe buze, dar am vrut să încerc și altceva și s-a ajuns la chestia asta. Nici nu știu dacă m-am dat drept, pentru că m-am chinuit foarte mult să mă dau cu el și să fie totul în regulă, dar mergem așa înainte și ne rugăm ca până la finalul clipului să nu am ruj pe dinți. Haideți să vă spun și despre ce este vorba în clipul de azi. Săptămâna trecută am făcut un clip cu top 5 cele mai purtate piese vestimentare din garderoba mea, așa că m-am gândit să aplic această chestie și la machiaj. De data asta am selectat 4 produse de machiaj favorite. Cam asta e ce folosesc eu de fiecare dată când mă machiez. Am zis, eu nu mă machiez foarte multe de felul meu. Da, știu, rujul acesta nu spune chestia asta în momentul de față, dar credeți-mă, nu mă machiez foarte, foarte mult. Poate știți deja, am mai spus prin clipuri, am făcut și clipul acela cu machiajul în care am mai vorbit despre chestia asta. Bun, trecem peste această Se introducere. observa Observa că că sunt un blogger veritabil, da? Am lumărica prins aici, am acolo semnul cu beauty control, deci totul este în regulă, așa că hai să procedem și la treabă. Nu o să vă prezint exact produse specifice, branduri specifice, pentru că se tot schimbă, pentru că mereu vreau să încerc chestii noi ca să pot să vă povestesc și vouă despre ele, așa că nu o să vă spun rujul acesta de la brandul X este cel mai bun, este rujul preferat, îl port tot timpul. O să vă spun categoriile și o să vă prezint și niște exemple, practic produsele pe care le am eu la momentul actual și pe care le folosesc. O să încep cu fondul de ten și aici am două produse, și anume Revlon Color Stay. Probabil îl știți, ați mai auzit de el. Este foarte cunoscut. Eu l-am în nuanța, care nuanță ești? Sand Beige 180. Și recent mi-am luat un fond de ten nou. Încă nu l-am încercat. Cred că încă are sigiliu. Da, încă are sigiliu aici. Este acesta de la Maybelline Fit Me Matte Poreless Normal to Oily Skin. Este nuanța 115. Abia aștept să-l încerc. Dar vreau să mai folosesc puțin din acesta să mai ajung cam pe la jumătate, ca să nu încep două fonduri de ten în același timp și să nu termin niciunul. Fondul de ten îmi place foarte mult, este unul din produsele mele produsele de machiaj preferate de mine, pentru că îmi uniformizează pielea, eu am pete, am coșuri și deși, cum mai spus, n-am nicio problemă în a ieși așa din casă, din când în când totuși vreau să le acopăr acolo, să nu le mai văd nici măcar eu. Și atunci folosesc fond de ten când mai ies pe aici, pe acolo și îmi place foarte mult. Revlonul este preferatul meu all time, dar chiar vreau să încerc și pe asta, sunt foarte curioasă și chiar vreau să descopăr și alte fonduri de ten, poate la fel de bune ca Revlonul. Dacă aveți ceva sugestii, să-mi spuneți în barra de comentarii. Următoarea categorie ar fi cea a anticiarcănelor. Pentru că eu am ciarcăne de când mă știu și sunt adânci și sunt închisă la culoare și bla bla bla. Și tot încerc să le acopăr cu tot ce se poate. Și mereu sunt în căutare de anticiarcăne foarte bune care să acopere ce am eu pe aici. Și momentan am două produse. L-am acesta de la Oriflame, The One. Cum te numești? Ilu Skin Concealer, care pe partea de acoperire nu prea face multe chestii, însă chiar iluminează frumos zona de sub ochi și la categoria asta îmi place. Și am, bineînțeles, l-ați mai văzut probabil la mine, Maybelline-ul, care are un nume Instant Anti-Age Day Razor Eye. Perfect. Perfect and Cover Concealer. Da, asta îmi place foarte mult, chiar acoperă foarte bine și iluminează zona în același timp. Nu știu ce să spun de partea cu anti-age, că nu cred în așa ceva. La urmă este un produs de machiaj, nu este un produs de skincare, așa că nu cred că o să facă minuni, o să dispară ridurile peste noapte, dar la partea de acoperire îmi place mult. Pe acesta de la Oriflame nu cred că o să-l mai recumpăr vreodată, chiar dacă este ok pe partea de iluminare, dar eu am nevoie de acoperire mai mult decât de iluminare. În schimb, pe acesta de la Maybelline sigur o să-l mai recumpăr. Și am mai avut unul de la NYX HD, ceva de genul acesta. Și ăla mi-a plăcut destul de mult, dar cred că asta de la Maybelline îmi place puțin mai mult decât acela. Da, asta e pe partea de anticiarcăne și mai avem doar două categorii. Clipul ăsta o să fie foarte scurt, dar am observat din ce îmi spune Analytics-ul că vă plac clipurile mai scurte, așa că asta este, o să mă conformez. Următoarea categorie ar fi aceea a
rimenurilor, mascara, cum vreți voi să le spuneți. În general, când mă grăbesc foarte tare și când nu uit să aplic mascara, da, pentru că se mai întâmplă și chestia asta. Deci, când mă grăbesc foarte tare și nu am timp de cine știe ce machiaj, aplic fond de ten, mă dau cu mascara, eventual un balsam pe buze dacă n-am timp să mă dau cu ruj și am ieșit din casă. Atât. Și cea momentan este acesta de la Melchior, Extra Volume, dar cam început să se usuce și m-am dat azi cu el, deja am observat că a început să cadă bobițe de la pe zona de sub ochi și nu prea mai place, deci cred că o să renunț la el îndată. Și am această miniatură de la Too Faced, Better Than Sex. Este ok, însă nu pot să zic că m-a impresionat atât de tare. Știu că este foarte lăudat în blogosferă și foarte multă lume îl folosește și vai că-ți face genele nu știu cum și să mai dai de mâncare dacă se poate. Dar nu pot să zic că m-a impresionat foarte, foarte tare. Într-adevăr, dă volum, arată bine, dar mă așteptam la un efect mult mai wow. Acum trebuie să luați în considerare și faptul că genele mele sunt scurte și drepte, deci este combinația perfectă, nat. Așa că s-ar putea să nu facă treabă bună pe genele mele. Oricum, eu folosesc un... am început să folosesc un ondulator de la casă. Pară totuși mai curbate, mai lungi, mai... să pară și ele într-un fel. Da, este ok, îmi place, însă pot să spun că m-a impresionat mai mult acela de la Benefit, care îi spunea, cum îi spunea, nu roller, leșu celălalt. Deril? Da, cred că Deril. Ăla mi-a plăcut cel mai mult decât... Da, de astea două le-am momentan, ăsta s-a cam uscat, deci trebuie să renunț la el, din asta nu mai am mult, pentru că este o miniatură, așa că trebuie să-mi cumpăr ceva nou. Și cred că am să mă îndrept spre Maybelline, n-am mai folosit de mult un rimel de la Maybelline și știu că erau buni, îmi plăceau destul de mult pe vremea când foloseam, așa că cred că o să mă îndrept în direcția aia. Și ultima categorie de astăzi este cea a rujurilor. Îmi plac foarte mult rujurile. Nu genul Ce acesta, mă decât să culoare? încerc și ceva nou, să văd cum stă și cu un ruj mai închis la culoare. S-ar putea să mă facă prea, prea palidă. Dar, în general, îmi plac rujurile nude. Și am aici câteva exemple să vă arăt. Și mai trebuie să menționez că îmi plac rujurile mate foarte mult. Glossuri nu port deloc, nu prea îmi plac, nu-mi place senzația de să mi se lipească toate chestiile de buze, nu. Mai am rujuri clasice, mai port din când în când, însă cele mate sunt preferatele mele, chiar dacă poate, nu știu, nu se mai poartă la fel de mult, nu mai sunt la fel de în vogă, mie tot îmi plac. Și am trei rujuri să exemplific aici. Prima oară o să încep cu un ruj foarte nude, glumesc. Este acesta de la Rimmel din gama lor nouă Stay Matte, care îmi place foarte mult. Este roșul perfect pentru mine și nuanța este Firestarter 500. Asta îmi place mult de tot și este destul de rezistent. Și mai am două nude-uri preferate de mine. Este acesta de la Melchior, tot așa din gama lor nouă Matte Stain, pe care au scos-o anul acesta. Și nuanța este Faithfully. Și lip stain-ul de la Sephora, cream lip stain-ul bine cunoscut în nuanța... Stai, 13, parcă nu. Da, nuanța 13. Astea două sunt destul de asemănătoare. Oricum, despre astea două v-am mai vorbit. Am făcut un clip, o să vă las un card undeva pe aici, în care am făcut o comparație între acestea de la Melchior, cel de la Sephora și încă unul de la NYX. Duceți-vă acolo să vă uitați. Am făcut și swatch-uri, le-am testat și pe buze ca să vedeți exact cum arată. Da, îmi plac foarte mult și ca nuanță, au nuanțe asemănătoare, și ca rezistență, și ca finish, și ca tot. Și o să vreau să mai iau din gama asta de la Sephora ceva nuanțe. La Melchior, din păcate, nu au foarte multe nuanțe, deci nu știu, mai au un roșu foarte fain, dar acum dacă l-am pe asta de la Rimmel, nu știu dacă mai merită să-mi iau un roșu, pentru că nu-l port atât de des. În schimb, la Sephora au foarte, foarte, foarte multe nuanțe, deci aveți de unde alege. Așa că dacă vă doriți un ruj lichid bun, puteți să mergeți acolo și să vedeți ce nuanțe vi se potrivesc. Da, cam astea au fost produsele, astea au fost categoriile de produse pe care le utilizez eu cel mai des în machiaj. Și aștept să-mi spuneți și voi, bineînțeles, cam ce produse folosiți voi când vă machiați, care vă plac cel mai mult și spre care întindeți mâna cel mai des.
Între timp, știți că mă puteți găsi pe Instagram la ID-ul alm.andreea, găsiți linkul în descriere, acolo postez destul de des. De asemenea, mă găsiți pe blog și pe Facebook, linkul în descriere, ca de obicei, și până data viitoare, până la următorul clip, v-am pupat! Pa!